Carina Müller vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit la Telejurnal. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Comisia de evaluare a Consiliului Superior al Procurorilor apreciază că activitatea lui Alexandru Stoianoglu a fost nesatisfăcătoare. Starea de sănătate a copilului care suferă de o formă rară de hepatită este mai bună și a fost mutat de la terapie intensivă. La 31 de ani de la înființare, Parlamentul de la Chișinău sărbătorește cu o zi a porților deschise pentru toți cei curioși să vadă din interior cum își desfășoară activitatea legislativul. Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat astăzi raportul Comisiei de Evaluare care a apreciat că activitatea lui Alexandru Stoianoglu a fost nesatisfăcătoare. Mai multe ne spune Gheorghe Lungu. Gheorghe, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat astăzi calificativul nesatisfăcător oferit procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu de către Comisia de Evaluare. Astfel, cu majoritatea voturilor, membrii CSP urmează să ceară președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, eliberarea procurorului general Alexandru Stoianoglu din funcție. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile la Curtea de Apel Chișinău. Procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglu, a menționat că era o decizie previzibilă și desigur că o va contesta în instanța de judecată. Acestea au fost informațiile. La revedere! Gheorghe, îți mulțumim, continuăm Telejurnalul. Copilul din Republica Moldova a confirmat că o formă rară de hepatită a fost transferat de la reanimare într-o secție medicală obișnuită. Potrivit medicilor, starea de sănătate a micuțului s-a îmbunătățit. Este primul caz de hepatită necunoscută înregistrat în Republica Moldova. Specialiștii de la Ministerul Sănătății de la Chișinău nu au mai multe informații despre noua afecțiune, dar nu exclud că ne-am putea confrunta cu o epidemie la nivel mondial. Copilașul care săptămâna trecută a fost transferat din reanimare într-o secție obișnuită cu hepatită nespecifică, se simte bine și cred că este o noutate bună la fel pentru toți. Copilul în vârstă de 5 ani, diagnosticat cu o formă rară de hepatită, a fost internat la începutul lunii mai la Spitalul de Boli Contagioase din Chișinău. Medicii califică starea lui de sănătate ca fiind de gravitate medie. Primește tratament hepatoprotector și alte tipuri de tratament sindromal, până când încă nu le externăm, mai avem niște rezultate de primit din laboratoare de nivel 3. Este un pacient destul de grav, complicat ca și stabilirea diagnosticului etiologic. Pentru a pune un diagnostic corect au fost făcute probe de laborator atât în Republica Moldova cât și în străinătate. În rezolvarea cazului au fost implicați medicii de la Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii din Chișinău și specialiștii Catedrei de Boli Infecțioase de la Universitatea de Stat de Medicină din Republica Moldova. Primul caz de hepatită necunoscută din Republica Moldova a fost descoperit acum 3 săptămâni. Până în prezent, peste 300 de astfel de cazuri au fost depistate în 15 țări ale Uniunii Europene. Iar unii copii au avut nevoie de transplant hepatic. Misiunea socială Diaconia va deschide la Chișinău o creșă care va funcționa după un program educațional special. Cine vor fi beneficiari, aflați din Telejurnal. Două capturi de țigări la Vama Leușeni, la nicio oră distanță, una de cealaltă. Serviciul Vamal a prevenit două tentative de scoatere ilegală din Republica Moldova a peste 1230 de pachete de țigări destinate comercializării ilicite în Uniunea Europeană. În primul caz este vorba despre un bărbat de 38 de ani care conducea un camion spre Germania. În urma verificărilor, vamei și-au găsit în roțile